Măcar o dată pe an un exercițiu trebuie făcut. Un exercițiu de cum reacționezi la cutremur. Am aflat tot săptămâna trecută că 118 școli au risc seismic grad 1. Se lucrează pe cifrele respective. Deci... Dar între timp acei copii merg zilnic în acele școli. Exact. Asta este cum se merge în foarte multe clădiri. Acele clădiri au bulină roșie? La vedere? Nu cred că s-a pus bulină roșie pe ei. Și n-ar trebui dar părinții să știe când își duc copiii la școală că intră... Ba da. Dumneavoastră știți care sunt acele școli? La mine nu, lista n-am văzut-o încă. Campania Nu Tremur la Cutremur, ea este sponsorizată. Deci există un sponsor, E.ON. În cazul în care, Doamne ferește, se ajunge în situația în care o rachetă poate... Nu știu dacă traversa sau intra pe teritoriul României, atunci s-ar da alertă, pe ro-alert? Da, dacă știm că vine în zonă și dacă se dă informația, se poate da ro-alert. Dumneavoastră sau cineva din subordinea dumneavoastră ați fost chemați vreodată la DNA pentru, nu știu, ca martor să fiți întrebat de achiziții în pandemie? O singură dată am fost chemat ca martor. Vi s-a spus vreodată pleacă? Nu.